Vă salut, dragi prieteni! Povești de dragoste, istorii de viață. Viața ar fi mult mai tristă dacă nu ar fi aceste povești, aceste trăiri. Viața, dacă n-ar fi, n-ar fi viață. Astăzi suntem în gospodăria unor oameni deosebiți. Suntem la margine de pădure, pe un mal, să nu zic pe o stâncă, într-un castel rustic, mai altfel. Vrem astăzi să ascultăm povestea și istoria de viață a unui om deosebit, a unei femei cu trăiri emoționale deosebit de interesante. Este o istorie de viață, poate ca la oricare, dar o nuanță mai deosebită este la această doamnă pe care vrem și vreau să o cunoașteți mai în detaliu, să zic așa. Și îi spunem bine v-am găsit doamnei Doina Radu din satul Căpriana, raionul Strășeni. Bine ați venit la noi în gospodăria noastră. Mă bucur că avem oameni speciali într-o zi specială de miercuri aici sub poale de pădure și să ne cunoaștem mai bine și să ne aflăm povestea unei alteia și să vă doresc și eu sănătate și bun venit aici la noi în gospodărie. Mulțumim tare mult! Să știți că am fost impresionată de colțul ăsta de rai. Atâtea flori aveți, pădurea în spatele casei, aveți fântână cu apă atât de răcoritoare și mă bucur că sunteți o familie completă și puteți fi și sunteți, cred că, un model de viață pentru alții. Pentru că sunteți tânără frumoasă și Doina sună mai altfel. Chiar mă bucur pentru că numele meu este o melodie și curge ca o melodie, de aceea parcă când mă înalt în doamnă e mai superficial. Și eu tot prea așa mă simt. Dar când mi-aud numele, răsună ca o melodie de dor, ca o melodie de dragoste, de aceea sunt încântată să-mi spuneți Doina, fără doamnă. Mă uit la ochii verzi ca iarba, ca frunza pădurii și mă gândesc să te naști într-un colț de rai cum este satul Căpriana, acolo la casa părintească, este o minune a lui Dumnezeu și mă gândesc că Dumnezeu ne iubește, pentru că și eu sunt născută în Codrii din Nisporeni. Vreau să ne spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilărie. Cum vă țineți minte de copil? În ce familie v-ați născut? În primul rând, aș vrea să spun că sunt mândră că sunt născută la 1 decembrie. Este o zi specială. De ziua României. Este o zi specială care nu mi-am dat seama mulți ani la rând, abia încoa, trecând cu vârsta și zic, uite, ce nume frumos mi-au dăruit părinții, în afară de cadoul care mi l-au dăruit viața. Că acesta este un cadou nemaipomenit care poate să-l oferi. Și un nume frumos și o zi importantă la care m-am născut, ziua de 1 decembrie. Am fost și eu un copil ca toți copiii, născut într-o familie de învățători, mama fiind învățătoare de limbă și literatură română, o femeie de la care am învățat hărnicia, în primul rând, că a fost iute, ageră, știa să croșeteze, să brodeze și m-a învățat toate aceste lucruri frumoase, tatăl fiind învățător de muzică, cunoștea vioara, și de educație tehnologică. De la el am moștenit dragostea pentru folclor, pentru frumos, punctualitatea, respectul și modestia. Întotdeauna când fac un lucru, când făceam un lucru, de fapt, când era el în viață, parcă îmi părea că îl făceam bine dacă venea el și zicea, uite, se putea aici mai bine. Înseamnă că undeva eu n-am făcut. Și iată, lucrurile acestea de la el le-am moștenit și le-am învățat. Modestia, respectul, punctualitatea și dragostea pentru frumos și artă. Doina, sunteți câți copii în familie? În familie suntem 3 copii, eu fiind cea mai mare, sora mea Elena și fratele Mihai. Care... Părinții tăi cum se numeau? Părinții mei erau Valentina și Tudor, născuți și aici în sat, căprienieni din Talpă, de Baștină, oameni care iubi tot satul și care ne mândrim și toți și astăzi vorbesc despre ei doar lucruri frumoase. Ții minte buniei tăi, i-ai prins în viață? Buniei mei am prins în viață buniei de pe mama, Maria și Gheorghe, care pe bunica Maria o țin minte mult special că era o femeie care făcea sobe. Doar ea singură în sat, o femeie care și astăzi mulți căprinieni se încălzesc la sobele făcute de ea. Și făcea chirpici sau din, făcea clacă, participa la toate clăcile care erau în sat. Unii oameni își construiau casă și făceau clacă în șes. Chirpici din lut. Chirpici din lut, da? Și construiau casele. Și iată, atunci când, înainte de moarte, ea spune să-mi dați de pomană o perechi de cizme de cauciuc, eu pe lumea ceilalți am să fac sobe și chirpici. Să le fiu de folos oamenilor. Că asta era menirea ei. Plus că mai țesea
avea război de țesut, iată țolul care este în față, este făcut de bunica mea și mai avea și multe, multe altele care le păstrăm cu drag și ne pare rău că nu am moștenit nici noi această artă ca să o transmitem, dar avem lucrurile care putem să le vorbim copiilor și sunt exemple concrete, uitați-vă cine a fost bunicii noștri. Bunica de pe tată, o țin minte pe ea, era o femeie deosebită. Întotdeauna când mă petrecea la învățătură, venea la mine cu coșul, cu ouă, brânză, cărniță, pentru că nepoata învăța la pedagogie. Eu sunt sigur că dacă ești născută ultimul copil în familie, ai fost cea mai alentată, mai ales de bunei. Și de bunei am fost alentată și iubită de părinți foarte mult. Și astăzi mă întâlnesc cu multă lume care îmi spune: Doina, nu-ți dai seama cât de mult te-a iubit tata și cât de mult îi semeni mamei. Și acesta pentru mine este, cu toate că îmi vine greu să vorbesc de multe ori despre ei, dar ei sunt icoana cărora mă închin zi de zi. Emisiunea noastră Istorie de Viață are un scop bine determinat. Vrem ca lumea de dincolo de ecrane să ne cunoască poveștile noastre de viață, pentru că sunt oameni care pot fi modele, cum au trăit părinții noștri, bunei noștri, dar uite, de la ei viața noastră a făcut un contur, adică noi ne-am conturat viața pornind de la ei, de la bunei, de la străbunei, de la moștenire, dar acasă. Când erai acasă, hoinăreai pe străzile, ulicioarele. Când eram acasă, erau copii, era mahalaua plină de copii. Plină de copii? Plină de copii erau. Eram, care chiar învățam într-o clasă. Erau niște momente care nu, astăzi, din păcate, copiii nu le mai, nu pot să se bucure de ele. Ne adunam în drum, stăteam seara, până la miezul nopții, până târziu, cântau cocoșii, luna răsărea pe cer și noi eram atât de fericiți și atât de naivi și, nu știu, dar erau niște momente unice despre care astăzi... Voi aveți o nepoțică, cum se numește? Se numește Ilinca. O să o vedem și pe ea în costum popular. Este un nepur românesc. Ilinca, dar cât de frumos! Și mă bucur că alături de soțul tău ați reușit și reușit să aveți o viață atât de bine organizată, frumoasă, liniștită și cu o gospodărie bine pusă la punct. Aveți aici via, păpușoiul, singuri munciți la casă. Tot ceea ce avem și am agonisit în această viață le-am făcut împreună, cu două mâini, nu am fost plecați peste hotare. Am lucrat aici din talpă, de la prima pietricică, la temelia casei, împreună, cot la cot și zi de zi. Unde nu pot eu, mă ajută el, unde socoate care are nevoie de ajutor, revin eu cu ideea și cu gândul. De fapt, ideile sunt ale noastre în acest colțișor care l-am făcut, care l-am construit pentru noi. Este un cuib care ne bucurăm împreună cu copiii. Totul am realizat împreună. Este un om minunat care mă stimează, are grijă de mine, mă protejează. Se vede și după mine că arăt bine. Arătați foarte bine, amândoi arătați bine și asta este un lucru important. Întorcându-mă la nepoțică și la copilărie, ea nu mai stă acum cu copiii, chiar dacă e micuță, nu știu dacă o să mai fie momentul să alerge pe ulița satului alături de alți copii. Acum, cu tehnologiile astea avansate, toți stau cu nasul în telefoane și nu mai aleargă copiii cum alergau altă dată. Chiar acum, în zilele astea, mai vezi copiii adunându-se seara pe uliță, alergând? Sunt mai puțin, chiar într-adevăr. Și iarna, când este zăpadă, nu mai vezi copii să deie cu săniuța, să joace cu bulgări de zăpadă. Noi cu nepoții care ne străduim să-i creăm acele condiții în care am crescut eu. Să o lăsăm să se bălăcească. Atunci când am scos ceapa în grădină, am luat-o alături de noi. Când auzea cânta cu coșul, își ciulea urechea, se juca în țărnă, își lua firul de măraș, se juca la nas și la ureche, își prindea floarea la ureche ei. Cât de frumos ai spus, la nas și la ureche. Da, frumos. Pentru că într-adevăr își lua firul de măraș și îl mirosea și îl ducea și la nas și la ureche. Este un copil minunat care este tot ce avem mai scump la moment. Cum v-a educat mama și tata? Părinții fiind cu ce valori? Fiind niște oameni deosebiți, întotdeauna s-au axat pe valorile morale, pe credință, pe punctualitate, pe bunătate. Tot bucățica de pâine care o aveam să o împărtășim cu copiii care avem alături, să nu fim doar pentru noi, că viața este scurtă, azi sunt eu, mâine nu este cel de alături, dar clipa și momentul trebuie trăit acum. Și să purtăm cinstea și respectul celor care ne înconjoară, celor care ne ajută. Chiar și dacă uneori ne supăr cu ceva, să avem bunătatea, pentru că, până la urmă, frumusețea, bunătatea câștigă întotdeauna. Tu, crescând într-o familie de intelectuali, totuși, chiar dacă locuiați aici, în Căpriana, la țară, mă gândesc că, de mică, te-ai gândit ce o să faci an cu an, crescând,
și ce o să fie în viața ta. De exemplu, eu de mică vroiam să fiu artistă, pe cât mi-a reușit, pe cât nu mi-a reușit, dar întotdeauna mă gândeam la viață. Eu întotdeauna am știut că am să fiu învățătoare. Da? Pentru că de mică mă jucam frățiorii mei. Mi-am dorit, mi-au plăcut copiii și în ogradă ne jucam pe o tablă de lemn. Scriam cu creta, fiindcă părinții erau învățători, creta aveam întotdeauna și scriam cu creta, îi învățam literele. Chiar dacă eram, scriam în grafie slavonă. Atunci tatăl meu m-a învățat grafie latină încă cu mult, cu mult înainte. Nici nu se auzea, nici pomenul nu era. M-a învățat alfabetul latin, mi-a găsit prieteni în România și am început să colaborez cu ei și am învățat scrisul latin și îmi dădeam seama, uite, cât de frumos scriu eu, parcă și scrisul era altfel, parcă vorba era, mă simțeam atât de minunat. Mai apoi când în colegiu învățând, trecând la grafia latină, zic, uite, lucrurile se știu din clasa a 3-a, 4-a, corespundam cu copiii de acolo și îmi dădeam seama că suntem o națiune, că suntem un popor, dar nu, totuși erau lucruri neclare. De ce? De ce nu ne putem vedea? De ce nu învățăm la școală când noi ne înțelegem și pot scrie atât de bine? Și îmi părea un scris deosebit de frumos. Deosebit de frumos. Și iată, încetul cu încetul, visul nostru om ajunge să se realizeze. Căpriana este un sat binecunoscut și dincolo de Prut și chiar i-au dus vestea oamenii plecați din Căpriana în diasporă, în țările lumii. Dar Căpriana și are oamenii săi și sunteți, nu știu, într-un cadru pitoresc și alături cu o mănăstire lăsată moștenire încă de la Ștefan cel Mare. Cred că sunteți cei mai mândri. Sigur că este un sat cu nume de legendă, este un sat vechi, de o seamă cu Făt Frumos și Elena Cosânzeană. Ce frumos este, ai spus! Da, este un sat minunat, este un sat frumos. Întotdeauna gândul revine cu drag aici, întotdeauna chiar și frații care sunt plecați. Fetița acum mi-a venit și spune că nu va pleca înapoi, va rămâne aici pentru că este o frumusețe deosebită, este un sat cu oameni dragi, un sat cu oameni frumoși. Aveți și cum ne mândrim. Da? Da, o fată și un băiat. Băiatul a terminat clasa de nai la Colegiul Ștefan Neaga. Din păcate este plecat. Fata e plecată, băiatul e plecat. Îi aștept doar în ospeție? Vin în ospeție, dar sper cu tot dragul să revin acasă, că oricum la noi este cel mai frumos. Oricum. Îmi place când oamenii de pe aceste meleaguri ale noastre spun veniți acasă, stați acasă, pentru că acasă este cel mai bine. Aici sunt strămoșii noștri, aici sunt părinții noștri, bunei noștri și au dat viața și au jertfit cu tot ce au avut pentru noi. M-aș opri un pic la acei ani a copilăriei, când erau zăpezele mari, troiene și vorbeai de săniuș și de bulgăritul cu zăpadă. Erau mai altfel anii aceia, pentru că trăirea asta a noastră și socializarea noastră față în față era mai aproape și ca suflet și cunoșteam multe lucruri ce se face într-o mahală sau în alta. Acum, cu tehnologiile, mai menționez odată, și cu școala de azi, care este mai mult online, eu mă gândesc că este în detrimentul și în defavoarea creșterii copiilor noștri. Ce părere ai ca pedagog? Da, sigur că sunt totalmente de acord, pentru că erau nunțele, erau petreceri la armată. Unde ne cunoșteam? Unde m-am cunoscut eu cu soțul meu? La o nuntă. La o nuntă care era în sat, da. Unde se mai făcea horele, jocul mare în sat? Ne mai vedeam, ne mai cunoșteam din ochi, dar la o nuntă acolo... Nunțele înainte se făceau în ograda omului, în grădina omului, în cort. Cu cortul amenajat cu covoare, cu flori, cu busuioc. Da. Și noi nunta exact așa am făcut-o, în cort, cu busuioc, cu flori. Și de aceea și la o nuntă ne-am cunoscut. Și tinerii puteau avea posibilitatea să se întâlnească, să comunice. Unii se mai cunosc astăzi? Pe internet, în telefon. Nu este acel sentiment și acel moment frumos și acele clipe trăite la lumina lunii sau a razii soarelui în câmp, că și în câmp ne mai vedeam, că avem pământurile aproape. Chiar la începutul emisiunii ai vorbit de acea lună, de nopțile, miezul nopții, când abia atunci vă duceați acasă, plecați și mă gândeam cât de romantic trebuie să fie între aceste dealuri când răsare luna și se duce după deal și o aștepți iarăși. Sigur. Și stelele parcă sunt mai aproape de tine. Și nu se temeau nici părinții, nu aveau nicio frică, știau precis suntem. Astăzi este și o frică pentru copii. Dar iată, noaptea, da, huinăream noaptea pe drum, în marginea pădurii, pe malul Iazului.
stăteam liberi, știam că nimeni nu ne stingerește liniștea, nimeni nu ne întrerupe, se auzeau doar păsările. Doamna, noi suntem acum într-o democrație râvnită de noi înșine. Și uite, această democrație acum parcă se bate cap în cap cu valorile noastre chiar. De ce? Nu am fost pregătiți pentru a fi democrați și pe primul, în suflet, în mentalitate? Pe primul plan totuși trebuie să fie valoarea pusă, virtutea. Virtutea și apoi libertatea aceasta, socot eu, uneori neînțeleasă corect de lume. În primul rând, valoarea, bunătatea, credința trebuie să fie pusă pe primul plan. Și apoi celelalte vin de la sine. Dacă omul este educat, crescut, posedă cunoștințe, valori, este un copil crescut din talpă și educat cu bună grijă de către părinți, atunci și democrație este democrație și libertatea este libertate. Mulți nu înțeleg corect probabil asta și unele lucruri iese sub control. De la copilărie am trecut, cum te-ai cunoscut cu Tudor, domnul Tudor, cu Tudor, Tudor să zic Tudor, așa, dacă da. Îți spun Doina, și mă gândesc că în adolescenție, fete mari fiind... Frumoase. Frumoase, toate. Se făceau horele celea, jocurile celea. Cine le organiza? Flăcăii din sat care vroia să pună sau punea ochii pe o fată? Cum erau? Flăcăii mergeau cu uratul, adunau bani, mergeau iarna. Pe la iarna. Mergeau la gospodari, la oameni simple, la toți de la o altă casă, de la casă, colindau, urau, se adunau o sumă de bani și atunci se făcea hora, se făcea jocul de Sfântul Vasile, se strângeau colaci și eu am dat colacul la rândul meu atunci când băieții veneau acasă și ne urau. Mama ne cocea un colac frumos, îl împodobeam și dădeam unui băiat care era drag. Dar ce împodobeați? Îl împodobeam cu flori care le aveam în casă, îl împodobeam cu busuioc. Și atunci îl dădeam flăcăului care ne era drag. Care și tu l-ai dat cel colac lui Tudor. Da. Și eu l-am dat, da. Dar v-ați înțeles din timp? Nu, noi îl aveam, știam că trebuia să pregătim, era datoria mea ca fată, care eram la mama și mama știa și ea a ei rânduieli și atunci cocea colacul, îl făcea, îl pregăteam și îl dădeam. Și la Sfântul Vasile colacul se juca la horă față de tot satul și toate femeile, băbuțele erau curioase să vadă a cui colac este jucat, de către cine este jucat. Și atât valorile astea pe noi ne sprijină. Aceste valori au fost cultivate și astăzi și eu mă străduiesc să fie tot frumos pus în oricare colțișor de casă, să am un prosop, să am o iconiță. Dar tu ai pregătit colacul pentru fata ta înainte de a se mărita? Da, l-am pregătit. Da, l-am pregătit, da. Chiar în aceste vremuri, da. Și am chemat și băieții, așteptam și l-am pregătit colacul. Cu toate că nu se mai juca, nu era jocul cel cu muzică cum era pe vremuri, dar de pregătit, i-am așteptat întotdeauna cu drag urătorii și vin și astăzi, măcar că fata mare nu este acasă, dar noi așteptăm întotdeauna. Da, foarte frumos și, nu știu, e o nostalgie celor care au trecut de acum de a doua tinerețe și amintesc că de acele timpuri și ani a copilăriei, când eram noi fete mari la mama, acasă, nemăritate încă, și de acele jocuri, hore și așa mai departe. Vorbind de tradiții și de valori, văd în spatele meu un prosop atât de frumos, în altă parte nu am mai văzut. De unde l-ați achiziționat? Este un lucru, un obiect la care țin foarte mult. L-am găsit în casa părinților mei, deodată nu îmi părea mie atât de valoros, pentru că nici eu nu înțelegeam multe lucruri la acea vreme. Ca în casa apoi, părinților? În casa părinților. Dar nu era pe perete undeva, era nu, strâns? Da, era undeva, îl păstra mama. Și l-am găsit mai apoi, l-am mai desfăcut odată, l-am mai scos la soare încă o dată ca să observ și să văd într-adevăr, să-mi dau seama de talentul și de munca care a făcut acea doamnă la acea vreme. Este vorba de o mătușă de-a mea sau sora bunicului meu, Gheorghe, care căprineancă fiind Ana Gobja, căsătorindu-se la Vărzărești, Nisporenie, Ana Popescu, da, Ana Popescu. Tatăl meu, ducându-se cu mama în ospeție, l-au văzut, i-a plăcut și pentru acest prosop a dat o mașină de lemne. A venit în sat, a lucrat pentru ea, la pădurar. Pentru un prosop, o mașină de lemne, o avere întreagă. O mașină de lemne. El îmi povestea că a dat o mașină de lemne. Cam mai apoi, dându-mi seama de valoarea lui, l-am adus acasă și mi-am împodobit gospodăria să-l vadă toată lumea și să mă bucur și eu de el, nu să stea undeva să adune uitarea. Este o frumusețe. Am mai cunoscut femei în vârstă care au lucruri manual făcute cu atâta iscusință, dragoste, unde e împletită și cu, nu știu, cu atâta migală sunt făcute aceste lucruri, lăsate moștenire nouă fetelor.
Doar că unii dintre noi nu știu să aprecieze la justă valoare așa lucru frumos. O mașină de lemne pentru un profesor. Da. Frumos. Și iată, și mama broda și ea croșeta și ea, unele din lucrurile mele păstrez și acum. Sunt brodate de tine sau de mama? De mama. Am și eu ale mele, acestea sunt chiar de mâna mamei. Și tata îi plăcea să lucreze în lemn. Iată, el ne confecționa diferite obiecte, funduri, citoare, scăunele, învăța copiii la școală, foarte mulți copii, astăzi îl pomenesc, că unde este domnul Tudor, că el ne învăța să facem scăunele, melestei, citori pentru mame acasă. S-au dus tineri? Tatăl avea 59 de ani, abia împlinise și mama la 72, dar sunt niște momente de care îți vine greu să vorbești, pentru că într-adevăr au fost niște oameni deosebiți. Să-ți pierzi ambii părinți, cred că rămâi orfan pentru toată viața. Doar sufletul pereche care este alături te susține, copiii, nepoții de acum care vin și munca ta zi de zi. Sunt lucruri dureroase. Da, sunt dureroase, dar mă bucur că i-am avut și sunt fericită că mi-au dăruit tot ceea ce am pe mine și sufletul și mintea și înțelepciunea și dragostea pentru frumos, pentru artă de la ei, moștenit-o de la ambii. Zic că de la mama, hărnicie, de la tata, modestie. Frumos! Acum, în zilele noastre, mulți își caută un reper de la care să pornească în această viață. Mulți din tineri se uită la cineva, ori la părinți, ori la un prieten, vecin sau la un, nu știu, om care a reușit în viață. Ce înseamnă pentru tine să ai o viață reușită? Să ai o viață în care poți tu singură să spui, uite, am ajuns în momentul în care pot să spun că viața mea a reușit și copilul meu poate să ia exemplu de la noi, de la părinți. Sunt o femeie împlinită, fericită, ceea ce mi-am dorit. Am fost învățătoare, mi-am educat mulți copii, multe generații de copii care mă întâlnesc și astăzi, ne cuprindem și ne vorbim doar vorbe bune. Și astăzi, da, chiar dacă sunt la grădiniță, m-aș întoarce cu drag la școală. Și aș preda ore și aș învăța copiii, pentru că eu acolo am crescut, de fapt, de mică, pentru că părinții nu aveau unde să mă lege. Și toată viața cresc. După universitate ai lucrat la școală, aici, în Căpriana. Am lucrat la școală și am lucrat în calitate de învățătoare la clasele primare, unde clar că copilașii ăștia mici sunt cei mai minunați, sunt cei mai sufletiști care te înțeleg și comunici cu ei pe orice temă. Și iată, astăzi și azi mă întâlnesc și oricât de bine sau în postul de lucru, acum m-aș simți la grădiniță. Și aici este o altă treaptă a copilăriei, iarăși, de cum te cobori mai adânc în pământ, exact așa și aici. În copii, copiii, de ce sunt mai mici, de ce sunt mai interesanți. Mamă, dar ce frază ai spus, cum te cobori mai adânc în pământ? Și copiii sunt înțelepciune, de la ei învățăm tot ce avem de învățat. Și iată, aceștia micuți
au ei farmecul lor și, și cu ei tot este interesant. Oricum m-aș întoarce cu drag la școală întotdeauna. Acolo am crescut de mică. Acolo am fost învățătoare, mă lua mama la școală și scriam la tablă. Și am învățat alfabetul latin. Tatăl m-a învățat. Ai avut norocul și fericirea să te întorci înapoi în sat, la muncă, aici, fiindcă erai deja căsătorită, cred că, cu da. Tudor. Tot de dragul părinților. Mama îmi spunea eu cu... oala cu borș nu vin sau cu zeamă, cu găină în altă parte. La oraș nu la vin. Oraș nu vin, da. Acasă te aștept. Da. Acasă te aștept. Și de dragul părinților, vă zic, ei au fost pentru mine un model. Dacă tata spunea că, uite, asta e bine, dar s-putea să fie mai bine. Înseamnă că eu undeva am scăpat. Și dacă mi-a zis, eu cu oala cu borș nu vin, vii tu acasă. Și m-am întors atunci acasă și m-am întors acasă. Atunci când ați pornit împreună cu Tudor, sufletul tău pereche, în această viață, v-au dat un loc de pământ aici sub pădure. Da. Era gol. Era gol. Era iarbă. Apă nu aveați, gaz nu aveați, era iarbă. Eram doar noi și luna și pământul, pădurea, pădurea. De la deal. Și pădurea, da. Noi și luna. Noi și luna, noi și pădurea. Și cum ați început să vă construiți această căsuță, această gură de rai? Am avut și noi, am făcut nunta, ne-au făcut tot părinții în cort, da, în cort, și cu flori și cu busuioc la icoană. Și mai apoi banii adunați de la nuntă, ne-am cumpărat în primul rând piatră și cărămidă pentru casă. Și atât încet, încet piatra am adus-o aici, am săpat noi amândoi cu hârlietul, am scos iarba, am pus flori, ne-am pus de toți copacii, nucii, cireși. Dar casa încă nu era? Nu. Și, dar foarte aproape, foarte repede am construit casa, că era bine, eram la părinții mei, dar voiam cuibul meu să-l am aparte. Separat să fiți. Mi-ai spus că primul nivel este construit din piatră și a doilea nivel, ca să se vadă tot satul, este o priveliște fantastică de la balconul casei voastre, l-ați făcut din lampaci sau cotilez din lut. Din lut. Am făcut clacă, da. Dar unde ați făcut claca? Pentru că aici este așa o pantă spre pădure. Și unde ați uscat? Am făcut-o în vale, pe șes, unde era apă. Și de acolo i-am cărat. Aici, lângă mănăstire? Da, lângă mănăstire. Unde acum este, da. Unde este stadionul ăsta, da. Sau da. Scena? Exact, acolo este un izvoraș, curgea apa și era apa aproape. Și noi ne-am dus, ne-am adunat când se făceau clăcile pe vremuri și am făcut... A venit jumătate lampace, de sat? Da, noi am făcut mâncare, femeile, bărbații, formele pentru lampaci le-am și astăzi în pod. Cine are nevoie poate veni oricând cu drag dacă vrea să construiască o casă din lampaci de lut și venim da, și facem claca. Da, este cea mai sănătoasă, este da. Eco. Da, și am făcut lampaci în vale, i-am trăit în deal. Și cum i-a trăit? Cu căruțele, cu mâinile? Cu căruța, cu carul, cu mașina, care și cum am putut, i-am adus acasă. Deci am întorceam, aveam grijă de ei, întorceam să nu îi lua. Dar nu îi lua nimeni. Nu, nu, că știa fiecare că era cu sărăcia lui și cu nevoia lui. Nu era lumea care în ziua de astăzi te temi să lași la poartă o sau pungă poarta sau deschisă. Poarta deschisă. Da. Dormeam liber, fără am stat și fără gard și fără poartă la început, ca mai apoi să apară toate pas cu pas. Eu țin minte, bunei mei, pune o mătură în ușa da, și o buruiană da, exact. În poartă. Da, e lăcata cea de mai importantă. Lăcata importantă era mătura. Și o creangă de nuc și noi astăzi punem. De nuc luăm o frunză și o punem la poartă. Parcă nu ne temem că o să ne fure, că nu avem bogăția de pe noi. Avem florile. Vorbind de casă, florile tale sunt admirabile. Nu știu, te simți înconjurată de atâta frumusețe, vie. Sunt sigură că vorbești cu ele dimineața da, și da. Seara. Altfel nu cresc. Altfel, altfel nu cresc. Trebuie să vorbești, să le adun. Și vreau să-i fac un compliment și să-l felicit pe gospodarul casei pentru această masă. Am înțeles că ați luat două scânduri, două bucăți de da. Copac. Și... A fost ideea lui. Da, foarte are frumos dragostea acest pentru frumos și are în el simțul frumosului, nu face orice la întâmplare. Da, da, simțul frumosului poate să-l aibă mai mulți, dar mâinile să nu crească de unde trebuie. Da, e corect. Dar aici mă uit cu câtă grijă, migală și cât de frumos a realizat ideile acest lui făișor. Și eu mai pun și eu cuvântul unde trebuie, punctul. Că dacă nu-mi place ceva, nu face. Asta e. Iarna, când copiii sunt plecați peste hotare, tu cu Tudor te mai dai cu Sani? Da, ne-am dat cu Sania, că ne duceam la mama, da, ne duceam la mama și mi-e făceam focul, era bolnavă în ultima perioadă. Și te ducea Tudor pe Sania da, până în vale? Da, și duceam cu Sania, da, mai luam eu niște surcele, că mi-era acolo cam greu să le fac. Și ne duceam cu Sania, sigur, dar fi zăpadă, că ne dăm și acum. Trăim niște timpuri, ultimii ani, fără zăpadă. E foarte frumos iarna, e deosebit de frumos, sunt niște troiene cât casa aici, cât poarta, cât gardul, atunci când spulberă și când viscolul vâjie la ureche. Și e frumos și mie îmi place să stau în casă să fac plăcinte.
Mi-aduc aminte când eram eu copil, iernile erau atât de geroase, dacă ieșai afară să te bulgărești sau să te dai cu săniuța, veneam acasă, uzi la picioare, obrajii roși. Și bunica, într-adevăr, că stăteam mai mult la bunica, făcea niște plăcinte, glituri mari așa, nenea le rumenea și bunica le... Nenea cu mâncă, așa cum se spune la împărțile noastre, le făcea, o gustoșenie era. Și nimeni nu răcea. Și nu era bolnav. Eram sănătoși. Eram sănătoși tun. Da, și ne mai tratam cu usturoi, cu ceapă. Cu usturoi și nimeni nu era bolnav, toată lumea era sănătoasă, călită și mergeam înainte. Pentru tine, ce înseamnă să fii un om bun? Uite, să fii un om bun și să te uiți la el cu drag și să spui, Doamne, ce om, ce valoare, ce înseamnă, ce calități trebuie să aibă omul? Ca să fii un om bun... Trebuie să fii, în primul rând, să ai credință, socot. Credința vine de la Dumnezeu, să ai rugă, să tot timpul să te închini la o icoană și să te rugi, Doamne, ajută-mă să trec și peste ziua aceasta. Sau să mă trezesc dimineața, mulțumesc, Doamne, că m-am trezit și văd lumina zilei. Să fii un om bun înseamnă să te împarți cu cel de aproape, cu cel de alături de tine. Să-l iubești, în primul rând, să ai grijă de el. Cum poți să pășești alături văzând omul la necaz și să mergi mai departe? Nu poate fi vorba de bunătate. Doar un om creștin, un bun creștin, socot că și atunci, văzând și copiii, urmele pe care pășim noi, încercăm să-i îndrumăm, să calce după ele, socot că sunt niște urme sănătoase pe care le pot urma. Și este adevărat că de acasă, de la grădiniță, de la școală, atunci când copilașii care vin în clasa întâi, tu ești profesoară de clasele primare, da? Atunci voi implantați profesorii, părinții, atunci se implantează în copil acea floare cu valori, cu petalele. Sigur că copilul este curate. Un voț de lut când vine. Sau și cum îl modelezi, și cum așa îl modelezi, l-ai. Așa la el poate deveni, sau piatra în care ciuplești. Și dacă ciuplești bine și cu iscusință, devine o bijuterie. O piatră, dacă el este piatră, fără luciu. Dacă ai cioplit, ai șlefuit-o, el devine un diamant adevărat. Exact așa și copilul. El este copil, el vine cu visul lui din copilărie, cu zâmbetul lui pe față. Trebuie să-i găsești la fiecare cheiță și să-l șlefuiești bine, să-l modelezi ca el să fie într-adevăr. Să crească cineva, nu neapărat să înveți pe note de 10. În sat trebuie și un cizmar bun, și un lemnar bun, și un croitor bun. Să cât de frumos spui. Și atunci așa nu neapărat este. Să fie copilul doctor în științe sau academician filozof. Sau filozof. Unde mă duc astăzi în sat să-mi repar o pincă sau un papuc sau să-mi cos la catrință? Trebuie să mă necăjesc eu singură uneori. Dar acești oameni sunt specialiști de care noi avem nevoie. Și iată, în școală, exact așa pe fiecare îl creștem. Care nu îl vedem că nu face treabă la carte, înseamnă că îi dăm A cu mână și învățăm să croșeteze. Dar nu e necesar să cunoască toți fizica, chimia, sigur, matematica. Da. Unul, într-adevăr, trebuie să... Școala trebuie, în general, să educe omul. Vorbeam într-o emisiune anterioară, japonezii, primii ani de viață în școala copilului, îl învață să aibă calități omenești. Să știe să facă curățenie, să spele și să șteargă praful chiar la școală, să aibă atitudine unul față de altul în școală, îl învață să fie om și după aceea învață sigur materiile. Da. Este adevărat, pentru că astăzi multe din aceste valori se schimbă, avem educație digitală, avem educație de care vrei, dar iată, accentul ar trebui să fie pus totuși pe educație tehnologică, pe educație muzicală, pe folclor, pe literatură. Acestea sunt valorile pe care noi am crescut și a crescut o generație sănătoasă. Nu zic că astăzi generația nu este sănătoasă, dar totuși tinde mai mult să ne axăm pe valori, pe dragostea de neam, pe dragostea de țară. Acestea sunt adevărate modele și dacă nu-ți cunoști rădăcinile, până la urmă degeaba existi. Dacă nu știi de unde vii, dacă nu știu eu cine mi-a țesut sau cine mi-a făcut prosopul acesta și nu-l păstrez, la ce mai trăiesc? Să trăiesc și să mănânc doar atât? Nu cred că are această valoare. Important să educăm o generație care să... Și noi, când ajungem la o bătrânețe, să știm că, uite, avem pe cine ne axa, are cine ne conduce, are cine ne dă o cană de apă. Și... Noi trăim acum timpuri mai altfel. Pentru că fiecare generație când vine spune, mamă, tată, voi pe timpul vostru a fost una, pe timpul nostru este alta. Venind din secolul trecut, noi dintr-o sistemă mai altfel, în această democrație, cum îți par, s-au schimbat valorile noastre? Mai este omul care să se uite așa peste umăr și să
se gândească, Doamne, eu cred că nu am făcut ceva corect pentru că azi nu am ce vreau sau ce mi-am dorit. Valorile se schimbă de la o generație la alta? Întotdeauna a fost lupta generațiilor, sau să zic, da. o diferențiere. Noi suntem cu ideile care am crescut, generația care vine vede alte lucruri, dar oricum trebuie să tindem spre aceea ca copiii să vadă frumosul, să observe frumosul. Nu are importanță, chiar de la văzut la televizor, chiar de la văzut la calculator, dar să-l observe, să vadă frumusețea, să-i aducem în sânul naturii, să organizăm excursii, să le arătăm o operă de artă, să le cântăm un cântecel, să le citim o poezie frumoasă ca ei să observe. Pentru că ei nu văd, ei văd ceea ce este mai colorat, mai viu. Mă uit la tine și mă gândesc, ce oameni frumoși avem noi în țara noastră? Cât de frumos poate să fie un om venind dintr-o familie, nu e obligator de profesori, dintr-o familie de țărani, dar care Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu dragoste. Mulți caută această dragoste. Mă uit la tine și văd cum vorbești tu de valori, de copii, de școală, de meseria ta și văd în ochii tăi o putere în care, nu știu, cu această putere cred că s-ar realiza multe lucruri la noi în țară dacă ai avea un post de conducere acolo sus. Dar e bine și la grădiniță. Dar pentru ce trăim noi, doamna Maria? În urma noastră rămân faptele. Mă bucur atât de mult când aud despre tatăl meu sau despre mama mea sau despre părinții, care, socrii care m-au ajutat. Că uite, au fost niște oameni care au ajutat un copil. Au fost niște oameni buni. Păi asta contează. Când plecăm între stele dincolo. Atunci, dincolo, de ce să vorbească? Au uitat că a fost sau nu își mi-aduce aminte nimeni. Dar astăzi toată lumea vorbește de bine despre omul care a făcut, care a lăsat ceva în urma lui. Eminescu a lăsat o poezie, Creangă a lăsat o poveste. Noi îi educăm, încercăm să promovăm valorile, să promovăm frumosul. Socot că asta, altceva, bogăția și toată averea de pe lume nu le luăm cu noi. Ele toate sunt trecătoare, toate rămân, dar fapta bună întotdeauna valorează și este mai presus de orice. Viața de la oraș și viața de la țară sunt două lucruri diferite. M-am convins pe parcursul anilor că acolo, la oraș, lumea trăiește altfel și la țară este adevărata viață. Aici, la țară, auzi un cucoș cântând, aici auzi o găină cârâind, aici vezi, nu știu, o pasăre la geam, florile, aerul, e complet altceva. Dacă ar fi să te mai naști odată sau să trăiești această viață, te-ai duce la oraș vreodată? Pentru nimic în lume. Fugi acolo? Pentru nimic în lume. Cu toate că la început, când ne construiam casa, zic, Doamne, Doamne, unde m-am ridicat eu în vârful dealului? Aici sunt pădure, vâjă-i vântul, vine zăpada peste noi. Dar acum îmi dau seama că, cu vremea, că aici este raiul pe pământ. Aici, la țară, nu-i cum spune și Lucian Blaga, că veșnicia s-a născut la sat. Aici se păstrează prosopul, aici se păstrează țolul, aici se păstrează casa din chirpici, aici se păstrează cuptorul unde coacem sarmale, facem plăcinte. La oraș, da, o fi fiind bine și la oraș, dar nu este de mine și nu este de noi, de familia noastră, noi suntem aici. Ne-am născut, aici rămânem pentru orice, să se termine lumea, că aici stăm. Satul Căpriana, cum am spus, este un sat foarte pitoresc, așezat pe dealuri, înconjurat de păduri. Mănăstirea Căpriana, unde vă vin turiști din toată lumea și o vizitează. Copiii crescuți de dumneavoastră, în toți acești ani care ați lucrat la școală, îi duceați la mănăstire să vadă istoria acestei mănăstiri. Ce le încercați dumneavoastră să le dați acelor mici care au venit și se uită cu ochii mari și vă absorb tot ce le spuneți? Întotdeauna aveam lecții, excursii care aducem copiii la mănăstire și la biserică. Avem și biserica în sat și astăzi sunt mulți copii care cântă în corul bisericii și eu când am posibilitatea, când tot timpul, duminica seara mă duc la vecernie, duminica cânt în cor alături de ei. La sărbătorile de la 7 ianuarie, nașterea Domnului, întotdeauna mergem copiii la biserică, cântăm colinde, la mănăstire de asemenea. Păcat să ai o asemenea bijuterie pe teritoriul satului și să nu o vezi. Să ai ochii închiși, să nu vezi unde trăiești și unde te afli. Se spune că credința este unicul lucru care nu poate să fie luat din sufletul omului. Poți să iei o bucată de pământ, poți să iei casa, poți să te cațări în pod și să iei grâul, cum au făcut-o cei din sistema veche. Dar credința este unicul lucru pe care omul o poartă în suflet și omul, atunci când e greu sau e bine, revine la acea credință. Și care te ține în picioare. Că altfel, fără credință, suntem pierduți.
Credința, rugăciunea este ceea ce ne menține. De altfel, dacă nu avem o frică și nu avem o frică de Dumnezeu care să ne... și o teamă, atunci... Nu știu dacă e frică, Doina, sau e teamă, dar mă gândesc că e... Nici nu știu cum să caracterizăm chestia asta, pentru că frica se spune că este cea mai mare tragedie a omului. Omul nu trebuie să se teamă. Omul poate să aibă respect, poate credința asta e un fel de respect ca și de părinții noștri. Și respect, dar și teamă. Atunci când vrei să faci un rău, întotdeauna copilul zic, te vede cel de sus. Așa. Ca și atunci când a furat un sac, te urmărește. Un creștin a găsit un sac cu grăunțe în mijlocul drumului și să mă uit în stânga, mă uit în dreapta, nu mă vede nimeni. Și atunci mă apucă frica, mă vede Dumnezeu când îl iau, că nu este al meu. Într-un timp era foarte bună ideea de a fi religie în școală. Acum, pentru că asupra noastră, odată cu democrația, au venit mai multe confesiuni și s-a scos religia din școală. Noi suntem creștini ortodoxi. Noi trebuie să ne respectăm credința în care ne-am trezit de la moși strămoși. La noi în școală este părintele vine, are ore de religie. Când lucram, copiii au ore opționale și atunci noi i-am îndemnat, pentru că ei pot și aleagă și ecologie și literatură. Și văzând că religia nu avem și lumea mai calcă pe alături, mai calcă călări greșite, hai să îi îndrumăm și să o luăm spre credință, să ajutăm copiii să meargă pe drumul sau pe cărarea bătătorită și bună. Și l-am invitat părinte la școală și copiii fac religie, au ore de religie. Și copiii vin la biserică cu drag, acum sunt copii care cântă în corul bisericii și mergem înainte. Și copilașii care conduc ansamblu, întotdeauna învățăm, avem festivalul cânticilor pascale și mă strădui să învățăm colinde de Paști, colinde de Crăciun. Mai deschidem un capitol din istoria de viață a doamnei Doina Radul și aici am să o las să vorbească ea singură despre acea formație folclorică pe care o conduce de 15 ani. Vă rog, doamna Doina! Ne aflăm în studioul de creație de activitate a formației folclorice Mugurașii și anul acesta înscriem a 15-a pagină în cartea de activitate, pentru că anul acesta împlinim 15 ani de activitate de când s-a fondat formația. Aici, în această încăpere, am adunat an de an toate rezultatele frumoase ale copiilor, diplome, trofee, cadouri, CD-urile înregistrate, broșurile care le-am tipărit noi cu fondurile noastre și cu banii adunați de către copiii de laurat și colindat. Aici ne-am adunat toate amintirile din călătoriile și pelerinajul care l-am avut prin țara frumoasă a noastră, România, unde am ajuns copiii și în Maramureș, Blaj, Alba, Crăciunelul de Jos, Botoșani și foarte multe localități. Aici sunt toate amintirile copiilor, de câte ori vin aici la repetiții. Aici repetăm, aici cântăm, aici își păstrează hainuțele. De fiecare dată când ne adunăm în repetiții, ne aducem aminte de acele momente frumoase. Am fost la Botoșani, am fost la Vaslui, am fost la cetatea Alba Iulia și iată aceste frumoase amintiri, copiii le poartă în sufletul lor, sper eu, zi de zi. Și astfel încercăm să educăm copiilor dragoste pentru țara, care este țara noastră, mamă România, și pentru viitorul care îl așteaptă și îl creează pentru ei, pentru că tot ce se face pentru copiii noștri. Aici sunt toate lucrurile, rechizita pentru anul nou, pentru sărbătorile de primăvară, tot ce adunăm noi lucruri de la bătrânii de prin sat, ei singuri vin și aduc, dacă observați, sunt oale adunate de către copii, ei vin, le găsesc în podurile caselor, la bunici. Aici avem un sunduc, iarăși, care ne l-a dăruit cineva din sat, copiii spun că este la bunica, am luat și l-am adus. Aici avem primele lucrări ale copiilor, dacă pot să le arăt. Atunci când am început activitatea cu formația, cu ce am început, am menționat, cu broderia. Și anume, sunt niște colțuri care le-am brodat pentru fete și sunt făcute și de băieți. Și băieții lucrau cu drag, au ținut acolo în mână. Și aceste lucrări sunt anume confecționate de ei și care ne-au prins bine.
și ne prind bine și acum, ca mai apoi, avându-le pe cele făcute de către primărie, cu ajutorul Consiliului Raional, să ne îmbogățim vestiarul și rechizitele noastre, însă acestea sunt primele lucrări care le-am lucrat cu ei. Și o parte și din, le vedeți aici la covorul care îl aducem tot din sat și din casa mare a părinților. Aici sunt amintirile noastre, aici este activitatea noastră și de fiecare dată venim cu drag aici. Mugurașii apar în primăvară. În primăvară înflorește totul. De ce mugurașii? Cum ați ales această denumire? M-am gândit la ea pentru că la început sunt tineri mugurași. Sunt niște copii, niște bobocei care abia dau muguri. Mai apoi sunt lăstari, după care devin stejari pe care se sprijină dealurile și codrii căprienii. Neamului și căprienii. Foarte căprienii frumos. Și neamului. Felicitări! Aici 10 ani. Anul acesta 15 ani împliniți. Felicitări și Doamne ajută mai departe. Mulțumim frumos. Sperăm să avem o sărbătoare pe măsură, să veniți cu drag la noi și să ne susțineți, fiți împreună ca de fiecare dată. Eu am fost foarte impresionată venind, fiind invitată la un spectacol aici în Căpriana, văzând copilașii tăi mărunți în costume
impecabile, tu îmbrobodită și ca o țărâncuță adevărată și atât de ascultători copiii din formația ta. Vreau să ne vorbești un pic de unde a pornit ideea de a avea un ansamblu de copii unde se cântă folclorul de acasă. Lucrând la școală am avut 2 ore de cerc, așa mi le-a dat doamna directoare că să fie să ne ocupăm copii. Am început să, cunoscând din arta acului și broderii, zic hai să luăm arta acului și broderia. Și am încercat cu ei scoasem, să mai facem niște șervețele, niște să învăț să țină acușorul, să facă niște curciulițe, niște trandafiri, simpli. Stând la masă împreună toți și lucrând, hai să cântăm. Am cântat la început Stai ploaie călătoare, fugi ploaie călătoare, Buburuză ruză, Melc, melc codobel, că stând așa nu puteam, ne organizam și niște șezători mici. Când încetul cu încetul, azi am mai cântat Melc, melc codobel, că mâine alt cântecel Stai ploaie, curcubeu, curcubeu și de aici a pornit totul. Mai apoi am cunoscut-o pe doamna Claudia Nestor, căreia vreau să-i mulțumesc din tot sufletul, care ne-a susținut Dumnezeu întotdeauna. Am înaintat... Doamna era șefa Direcției de Cultură la Strășeni. Da. Și zic, hai, copiii cunoșteau deja, avem un repertoriu bogat, le culegeam și noi din cărțile de folclor pentru copii, din folclorul copiilor. Am mers la atestare, cu toate că atunci ne venea un pic greu, nu știam să ne adunăm un dosar, nu cunoșteam multe lucruri. Și atunci tot dumneai ei și cu domnul Nicolae Robu, care era președinte al raionului, ne-a ajutat să ne găsim costume. Ne-am dus pe la 8-9 seara în Strășeni, că era un festival, am așteptat un ansamblu de dansatori să-și schimbe costumele, să ne dea costume ca să putem să ne prezentăm la atestare. Ați împrumutat costumele de la alt ansamblu ca să puteți... Era noaptea și cu mama mea a venit pe la șosea. Am stat, am dat de mâncă, nu aveam mașini și nu puteam să ne permitem tot luxul atunci. Și am adus și am trecut cu succes atestarea. Colectivul a dobândit numele colectiv model. Din prima? Din prima, felicitări. Da. Și mulțumim. Și atunci, îndată la inițiativa doamnei Claudia și a domnului președinte Robu, care era Nicolae Săteanu nostru, de asemenea, tot din Căpriana. Tot din Căpriana. Ne-au ajutat și ne-am comandat costume, am confecționat 10 costume de fetițe, 10 de băieți, cu o pincă, cu ciorap. 20 de copii, foarte mult pentru un ansamblu. Cum îi ții în mână 20 așa? De copii, aceasta este puțin, pentru că da? Ei sunt și 28 și 35, și tot cât vin părinții, da, și tot părinții, nu pot să refuz. Părintele vine, mămica și zice, hai te rog, atunci găsim, nu am costum, eu îi găsesc costum. Și vine cu costumul și... Doina, este adevărat că dacă nu sunt acolo la conducere sus oameni care să știe ce înseamnă cu adevărat un ansamblu folcloric, care să poată să ajute cu o vorbă bună și să te îndrumeze și să te accepte. Da, sigur că. Și mă gândesc acum cum sunt uneori și în timpurile noastre mai des oameni nepotriviți la locul unde trebuie să fie un specialist. Ți-l indică cineva, vine din alte domenii, ți-l pune acolo sus și cine pierde? Noi am avut parte de să dăm peste omul bun, omul potrivit la locul potrivit. La locul potrivit. Asta am vrut să menționez, că trebuie să menționăm lucrurile astea. Asta am avut fericirea să exact să dăm de oameni potriviți. Cum a fost, a menționat doamna Claudia, domnul Nicolae Robu, mai era domnul primar atunci la moment care ne-a susținut la început, mai apoi a fost cum a fost, dar lucrul s-a pornit, colectivul s-a format, haine, ne-am achipuit sau ne-am sclipuit, vorba lui Creangă, ne-am sclipuit ceva hăinuțe și am pornit pe o cale bună, pe o cale frumoasă, am început și am realizat primul CD, apoi al doilea CD, niște broșuri mai avem acolo. Ceea ce am realizat noi împreună cu copiii, le-am realizat din banii noștri, copiii nu și-au cumpărat o bomboană sau au mers cu uratul să-și ia dulciuri, ne-am înțeles din start cu ei și cu părinții. Adică tot ce ați primit în dar de la oameni mergând cu colindatul și cântatul. Cu traista, cu bani, am adunat-o și am imprimat primul CD și apoi ne-a plăcut și ne-a venit pe gust și am imprimat al doilea. Felicitări, nu toate colectivele pot să se laude cu așa. Și am imprimat al doilea și niște broșuri, am editat despre copii și despre succesele copiilor. Și am împlinit anul acesta 15 ani de activitate. Felicitări! Copiii cu ansamblu, sperăm să renoveze Casa de Cultură, să putem să avem o sărbătoare de măsură. Discipolii care s-au perindat prin acest ansamblu, acum sunt mari, plecați poate la studii în altă parte, peste hotare, mai țineți legătura cu ei? Da, neapărat, chiar uitasem și mi-am adus aminte acum. Copiii, la început, am început să cântăm când aveam orele de cerc și nu aveam acompaniment, zic, măcar nu are cine să se bată din două linguri. Și atunci
Am invitat un profesor de la Școala de Arte, domnul Mihai Bobeică, care de asemenea ne-a ajutat foarte mult. L-am chemat în sat și a început să facă ore cu copiii. Zic, învățați-i pe unul, doi măcar la fluier, măcar să bată din tobă, să avem și noi susținere muzicală cât de cât. A venit primul an, am avut vreo 3 copii la fluieraș și zic, hai, am mai găsit alții. Copiii am mai adunat, li s-a venit pe gust, li s-a dat ușor și am adunat vreo 11 copii care i-am dus la Școala de Arte. Și îi duceam săptămâna asta, eu îi așteptam, că ei erau clasa 1, a clasa 2, copii micuți de 7-8 anișori. Și îi duceam la Școala de Arte, am dat la nai, la acordeon, vioară, fluier. Dar cum vă mișcați din Căpriana în Strășin? Aveți microbuz? Da, microbuzul care era pe rută. Ruta, da. Părinții ei aveau achitau... Bani, da, ei achitau, aveau bani. Noi aveam grijă ca ei să stie pe scăunele, ca ei să aibă un pahar cu apă. Săptămâna asta mă duceam eu, că l-aveam pe Tudorel. Săptămâna următoare duceam mama Lilia lui. Sau da. Da, făceam curândul, cum s-ar spune. Și i-am dus un anișor, doi, ca mai apoi ei să termine copiii. A urmat Neaga. Sunt fetițele, Liliana Stambul, care este în orchestra de cameră, care cântă, Corina, care este prin Italia și iarăși se ocupă de muzică. Mai sunt copiii care încă termină, Cristina Sârbu, Mihai Rusu, Nicu Zagoreanu, fratele Silviei Zagoreanu, care este din sat, de asemenea, îndrăgita noastră cântăreață, și este fratele care la început în ansamblu cânta cu toba și apoi a mers la Neaga și a făcut contrabasul. Și uite, astea sunt urmele pe care încercăm să pășim și să-i atragem după noi pe acești copii. Și atunci am dus 11 copii la Școala de Arte. Au terminat și Neaga și astăzi mă bucur de ei. Chiar dacă nu sunt toți în muzică, oricum, când se întâlnesc și vin acasă și la noi și în altă parte vorbesc despre muzică, muzica o au în suflet. Doina, ca să ajungi un om cu realizări frumoase, este nevoie, cred că, de muncă multă. Ce fel de om ești tu? Cum ești tu? Ca să mă laud eu. Da. Ca să mă de laud. Ce, nu? Ce să zic eu despre mine? Dacă începând de la litera D, Doina este numele meu, și începând de la litera D, sunt cum? Dragă, dulce, duioasă, harnică, mă duc la litera harnică, așa. Harnică, aș zice, da. Nu am fost obișnuită întotdeauna să mă laud. Îmi place când cineva vorbește despre mine. Dar dacă aș spune eu așa, apăsat pe picioare, când place să muncesc. Și ceea ce lăsăm în urmă, cred că se vede. Se vede. Și noi vedem și țara vede și festivalurile la care participați, totul se vede. Ce înseamnă să se înțeleagă un bărbat cu o femeie? Eu întotdeauna îi spuneam fetei mele, nu uita că noi femeile suntem făcute din coasta bărbaților. Dacă ai da un sfat fetei tale, fata, clar că de acum ți-ai căsătorit, aveți și nepoțică să vă trăiască, pentru fetele care se mărită sau vor să se mărite și să aibă o viață frumoasă în cuplu, ce sfat le-ai da? Să fie ascultătoare. De cine? Să fie ascultătoare și ea de soț și soțul, împreună, numai împreună. Dacă unul ia razna, atunci nu reușești nimic. Întotdeauna femeia suferă un pic mai mult, rabdă un pic mai mult, dar ascultând, oricum reușește să-și îndeplinească ceea ce are de făcut. Și prin vorba ei bună, chiar dacă nu este de acord, dar dacă știi cum să cuvântul să-l ungi și să-l vorbești și să-l rostești frumos și să te uiți frumos, atunci îți reușește orice. Nu mi-a fost ceva dat să vreau și să nu mi se primească. Să nu reușesc, să vreau să plec în România, să mă duc cu copiii în excursie și să nu mă pot duce. Întotdeauna am vorbit frumos, ne-am înțeles și am explicat că trebuie să mă duc și totul m-a înțeles. Și el, când are nevoie, îl ajut și eu. Și atunci nu am avut ceva ca să nu reușească sau să nu pot sau să na. Că ne-am știut să ne înțelegem din priviri, din vorbe, din ochi. Foarte frumos. În această emisiune am aflat un lucru. Avem femei care știu să-și strângă în brațe cu sufletul ce are mai frumos. Florile ei, bărbatul drag, copiii, nepoțica, și în aceste momente, dacă nu te superi, vreau să vă vedem nepoțica voastră. Cum o cheamă? Ilinca. Ilinca. Ilinca, dacă poți să ne-o aduci, m-aș bucura foarte mult. Cât de important este să cunoaștem din când în când istoria de viața unui om. Cât de mult contează în aceste timpuri, când pe rețelele de socializare, televiziunile noastre, posturile de radio transmit multe și mărunte și mai mășcate și cu bune și cu rele, dar din care noi rar putem să
luăm ceva frumos. Încercați să urmăriți vineri de vineri, la orele 20, emisiunea Istorii de Viață, cu oameni care sunt lângă noi astăzi, cu oameni care au o istorie de viață, poate o poveste a lor, dar poate să fie un model și un exemplu frumos de urmat de noi. Dragii mei, alături de mine este acel ram sau rămurică a familiei Radu. Este o fată frumoasă, din două suflete, un sufletel cu ochii unde se vede toată pădurea. Este vorba de Maria Magdalena, da? Da, așa este. Maria, te salut, mă bucur că suntem și purtăm același nume, ai ochii atât de frumoși, cui semeni? Eu cred că mamei și tatălui, deopotrivă. Vrem să o vedem și pe fiica ta, dar este cu bunicuța undeva prin grădină, pentru că este micuță și neastă împărată, cum și noi am fost. Te-ai născut într-o familie frumoasă. Ce poți să ne spui tu, în primul rând, de mama ta și de tatăl tău? Despre părinții mei aș putea să vorbesc întotdeauna doar despre bine. Nu știu dacă există vreun calificativ sau vreun cuvânt prin care aș putea să-i descriu. Practic, ei sunt lumina ochilor mei. Deci oriunde merg, acolo mă gândesc la ei, acolo îi văd, totdeauna mă gândesc ce o să zică mama, ce o să zică tata când fac ceva. Într-adevăr, am mai făcut și unele lucruri, nu pot să zic greșite, da, dar ei întotdeauna m-au iertat, mi-au dat un sfat, mi-au dat o povață, așa cum au știut ei, așa cum au învățat și ei de la părinții lor. Așa au încercat și pe mine să mă educi mereu și să mă îndrepte pe calea cea bună, să zic. Tu ai studii superioare, am înțeles, ești absolventa facultății de? De litere, din Bacău. Din Bacău, în România, ți-ai făcut studiile? Da, am studiat profilul română-engleză din Bacău. Foarte frumos. Cum de nu te-a furat nimeni din Bacău, de acolo, vreun Flăcău? Știu că soțul tău este din Căpriana, da? Ba, sau de pot unde? Să zic că m-a furat. Soțul meu este chiar din Bacău. Am făcut cunoștință chiar din Bacău. Am făcut cunoștință în ultimul an de facultate și am zis că cu asta ai și fost norocos, că probabil dacă mai așteptai jumătate de an sau un an, probabil... Cum se numește soțul tău? Roberto Iulian este numele. Îl salutăm. Aveți un copilaș adorabil. O fetiță atât de frumoasă, ce poate să iasă dintr-un suflet frumos? Doar frumosul. Întorcându-mă la părinții tăi, te ții minte micuță, cum și ce valori ți-au educat ei în tine, pe care le educi tu copilului tău? În primul rând aș putea să zic că copilăria mea a început în casa bunicilor. De acolo în vale. Da, de acolo a pornit totul. Și mi-aduc aminte un moment foarte clar când am găsit o carte, bunicii mei aveau și au și acum o bibliotecă foarte mare și foarte, foarte vastă, răsfoind prin cărțile lor, pentru că mereu îmi plăcea să cercetez, ba coperțile, ba cărțile vechi, erau și foarte multe cărți prin mănăstire, am găsit într-o cărticică mai veche, pe o pagină erau scrise câteva rânduri și am să citesc de acolo, scria: fratelui meu de peste Prut cu mult dor. Și fiind foarte mică, de fapt, nu am înțeles ce înseamnă acele cuvinte. Abia mai târziu, când am început să călătoresc în România și am mai întrebat-o și pe mama și am început să învăț istoria de la un profesor din Călăraș, domnul Mihai Rotari, pe care vreau să-l salut. El ne-a insuflat foarte multe valori și ne-a învățat foarte multă, foarte multe informații. Anume, de la acele rânduri am înțeles că noi suntem de fapt un popor și noi suntem români. Am înțeles de unde ni se trag rădăcinile și din momentul ăla am început să promovez românismul și să insuflu și colegilor mei și prietenilor mei aceleași idei pe care eu le-am preluat de la ei. Frumos! Când ai plecat de acasă, la studii, în Bacău, un oraș străin, departe de casă, dar cu aceeași limbă și, practic, în același mediu te-ai dus. Nu te-ai dus în Africa, de exemplu, da. Sau la ruși sau la americani acolo, sau la englezoi, în Anglia. România este țara noastră mamă și acolo, în mediul celălalt străin, de peste Prut, pentru tine, o fată, cum te-ai...
încadrat? Sunt altfel frații noștri? De nu, dincolo de nu Prut? M-am simțit nici măcar o secundă străină acolo. Tot timpul m-am simțit acasă, îmi lipsea faptul că mama nu era lângă mine și bunicii și tatăl meu și fratele, dar în rest mă simțeam exact ca și aici în Căpriana, atâta doar că erau într-adevăr unele lucruri schimbate, este vorba despre poate despre educație, despre mentalitate un pic. Îmi plăcea că lumea era într-adevăr mult, mult mai educată decât la noi, dar în rest mă simțeam ca și cum aș fi aici cu dumneavoastră sau cu mama mea. Maria Magdalena, vreau să ne întoarcem un pic la bunei. I-ai prins în viață, bunei tăi. Da. Mama ta a vorbit foarte frumos de părinții ei, că i-a insuflat și i-a dat de la ei acea parte a sufletului unde erau toate valorile noastre, neamului nostru. Cum erau bunei tăi și ce ai luat tu de la ei frumos? În primul rând, de la bunica mea, o să încep cu ea, pentru că ea fiind o femeie adevărată și o bunică, în tot sensul cuvântului, m-a învățat foarte multe lucruri. În primul rând, m-a învățat ce înseamnă să fiu ambițioasă. Mi-aduc aminte foarte bine că din clasa 5-a până în clasa 9-a, ea a fost profesoara mea de limbă și literatură română. Îi spuneam mamei deseori că nu am primit nici măcar o notă de 10 de la ea, a fost doar o singură notă de 10, cred că în clasa 7-a sau 8-a. Era așa de strictă? Nu severă? Era strictă, dar îi plăcea ca totul să fie perfect. Și ea avea întotdeauna o mică problemă, să zic așa, cu scrisul meu. Îmi zicea că totul este perfect, toate exercițiile sunt corecte, deci totul este bine în afară de scris, nu este ortografic. În momentul în care scrisul tău o să fie frumos, atunci o să primești nota 10 pentru test. Și vă zic, doar o singură dată cred că am primit o notă de 10 și atunci am fost foarte mândră. Am avut impresia că am realizat cea Maria, mai mare... Atunci când au plecat din viață bunei tăi, ce ai simțit tu? Ce trăire ai avut? La acest capitol mi este foarte greu să vorbesc, pentru că dacă la mormântarea bunicului am putut să asist, la mormântarea bunicii nu am fost aici, pentru că eram însărcinată cu Ilinca, era aproape de termen, nu mi-a permis medicul să zbor. Pot să zic că durerea a fost mult mai mare decât aș fi fost aici, pentru că nu am fost acolo ca să o petrec pe ultimul drum, să mi-au rămas bun, așa cum s-ar fi cuvenit, de fapt, și așa cum ne luăm rămas bun unii de alții. Ai visat-o vreodată? Da, am visat-o de mai multe ori. De fiecare dată când am visat-o, m-am trezit cu ochii umezi, dar în același timp eram fericită, pentru că măcar am putut să văd acolo în câteva secunde sau măcar un crâmpei, să zic așa, și cumva sufletul mi s-a umplut. Da, și mi s-a bucurat. Noi astăzi realizăm o emisiune despre mama ta. Cum ai caracteriza-o tu? De exemplu, mama mea este o femeie muncitoare, țărancă, bună, foarte așa, știe ce vrea, și acum la anii ei, 80 de ani, și de la ea am învățat să fiu și eu muncitoare, pe cât de corectă pot, încerc să fiu. Tu cum ți-ai caracteriza mama ta? Pot să zic despre mama mea că este cea mai ambițioasă femeie pe care eu am văzut-o vreodată. Adică nu aș fi crezut că vreodată în sat cineva ar putea să realizeze atât de multe lucruri, să aibă un ansamblu atât de frumos, să educe atâtea generații, în primul rând, pentru că a educa un copil este un lucru foarte mare, dar să educi generații întregi mi se pare ceva fenomenal, adică, nu știu, trebuie să ai foarte multă tărie de caracter, inteligență, răbdare, în primul rând, și putere, pentru și că... Iubire, trebuie și să ai iubire, da, iubești copiii. Aveți dreptate, da, deci toate astea la un loc sunt un amalgam așa de... Trăsături care da. Le găsești doar la mama ta. Da, bineînțeles. Și le găsim la mamele noastre. Te-ai întoarce să locuiești pentru totdeauna în sat, aici în Căpriana, fiind cu bărbat din Bacău? Da, eu m-aș întoarce.
Dar este un pic dificil acest capitol, pentru că știți cum jumătate din inimă este în Bacău, jumătate este aici în Căpriana și nici de cum momentan parcă nu putem să ne hotărâm unde oare unde, pentru că și acolo avem părinți și aici avem părinți și acolo avem niște sentimente lăsate și aici momentan dar este o luptă. În jumătate. Jumătate de an aici, jumătate de an dincolo, până la urmă o să vă stabiliți cu familia la casa voastră și o să veniți la părinți ori de câte ori va fi dor de ei. Așa este, cu siguranță că o să revenim cât de des posibil. Eu ți doresc să ai o viață ca la părinții tăi, poate ca la părinții soțului tău, să fie o viață ca un exemplu pentru copilul tău, copilul vostru, pentru alte generații. Și cine știe, peste ani, când va trece și peste mine, așa, albul pădurii sau florilor, să vin să iau un interviu familiei tale, ție, și să spui, uite, noi acum suntem un exemplu frumos de urmat. Doamne, asta îți doresc, să-ți clădești viața, pagină cu pagină, să-ți o scrii, așa cum au făcut-o și părinții tăi. Mulțumim frumos și să fii într-un ceas bun! Ilinca, mamă, dar ce frumusețe de fată! Ia uite, nici nu știu ce flori să-i dau, că ea singură este o floare. Sunt curioasă, cred că când vine la dumneavoastră noștri, nu mă îmbrați, stați cu ea. Neapărat, o alintăm cu ce avem. Este bucuria noastră, este boțul nostru de aur cu care, nu știu, că noi copiii nu am avut timp să-i creștem. Au crescut ei sărmanii așa cum i-am putut noi educa, dar aceasta îi acordăm toată atenția. Ei și ce este costum popular are? Da? L-am pregătit pentru botez. Am botezat-o în costum aici popular. Aici, în Căpriana, ați botezat? Nu, cu părintele nu am putut aici să botezăm. În Bacău? Am vrut, așa a fost cu pandemia asta și au botezat-o acolo în Anglia. Dar, în Anglia? Da, e acum au botezat-o acolo. Dar o să avem o petrecere aici, pe pământul nostru românesc, neapărat. Să vă trăiască nepoțica, este foarte simpatică, seamnă cu o româncuță de aceea, din Căpriana, jumătate, jumătate de la Bacău. De la Bacău, trandafir, da. De la Bacău. Trandafir de la Bacău. Vină să te iubesc eu. Foarte frumos. Cui seamănă? Ochii căprui? Tatălui. Așa, fizic, tatălui, dar la caracter Mariei Magdalena. Maria Magdalena, mame, da? Da, că e iute toată. Păi bucurați-vă, da. Este argint viu și asta este lucru cel mai frumos. Mă gândesc că atunci când va avea vă 3-4 anișori, vara o să o lase aici pe acest vârf de deal și o să o învățați să cânte la fluire și folclorul nostru. Da, da, ești. Da, da. Vedeți că ea deja cântă. Da, da. Ea cântă. Da, și da, da, uitați, e foarte bucuroasă. Este un boț de aur, frumoasa Ilinca. Cum este numele de familie? Mihalache. Ilinca Mihalache și sonor sună. Și sonor. Cine știe, va fi o cântăreață, da, de renume mondial. Atunci când, da, s-a născut, mama zice, oh, nume pur românesc va avea, că mi-am zis că o va chema Ilinca. Foarte. Bunica a prins-o? Da. Nu, n-a prins-o, era în purtică. Știa și, că o să, da, aibă o strănepoată. Și că este Ilinca și atunci a zis, oh, nume pur românesc o va chema. Frumoasă. Să trăiască. Frumusețe de om, sufletel de om, sufletel din sufletel frumos. Este bucuria noastră și așa educăm toți copiii. Ca și pe al nostru, educăm și pe cei copii care sunt în sat, exact așa îi luăm de mici, ca pe un botșor de aur ne uităm la ei. Ca să trăiască, să avem și noi o bătrânețe liniștită. Să vă bucurați. Da, să ne bucurăm. Să vă bucurați și să înveți toate cântecele noastre frumoase, de aici, de acasă, din Căpriana. Da. Oh. Să nu stai o clipă. Da, așa, așa. Huța, 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 huța. Toată ziua se leagă. Istoria unui om este ca o poveste a lui, scrisă. Cum îți scrii tu povestea ta zi de zi? De dimineață trezindu-te, văzând zorii, mirosind și vorbind cu păsările pădurii, ziua în muncă și seara cu lună vii acasă. De dimineață, atunci când te trezești, întotdeauna mulțumești Domnului că am văzut soarele și am văzut lumina zilei și a început o nouă zi. Și încercăm să ne bucurăm de fiecare clipă și fiecare moment trăit împreună cu familia. Aceasta este lucrul important.
Și apoi să-ți faci planurile pentru zi, le facem, că nu poți să lucrezi așa haotic. Îți faci un moment, îți planifici lucrul, te duci la lucru, la muncă, vii acasă, mai apoi seara, iarăși te așezi pe pat, te așezi în fața icoanei și și mulțumești Domnului pentru lucrurile și pentru binefacerile care ne-a dăruit în ziua aceasta. Mulțumesc, Doamne, întotdeauna spun că mi-ai dăruit ceea ce mi-ai dăruit. Chiar dacă am șchiopătat, înseamnă că asta am meritat. Și trebuie să mă corectez ca mâine să încep o zi cu rugăciune și cu zâmbet și cu mulțumire iarăși Domnului că vedem lumina zilei, că aceasta este frumusețea de care trebuie să ne bucurăm. Aveți timp să priviți televizorul sau să ascultați radio sau să fiți conectați la rețelele de socializare? Televizorul mai puțin, poate seara, radio în toată ziua asta aici la Vocea Basarabiei conectat, aici aud știrile, aici aud toată informația necesară și importantă și corectă, după părerea mea. Și internetul, clar că fără el acum nu putem exista. Urmărim, vedem, vorbim cu copiii când sunt plecați, cu rudele, frați, surori. Aceasta este legătura, este momentul perfect de care ne bucurăm și care are plusurile și adevărurile lui. Fiecare popor are valoarea sa sau valorile sale. Uite, dacă ar fi să urmărești constant o emisiune sau un film sau un spectacol, ce ți-ai dorit tu să vezi și să auzi? Sigur că atunci când vezi ceva, vrei să auzi doar de bine. Vrei să auzi doar, să nu auzi de suferință, să nu auzi că oamenii sunt bolnavi, să auzi că în țară este lucruri pace. Lucruri pozitive. Lucruri pozitive, să auzi că în țară este pace, că lumea este mulțumită, că lumea este fericită, să nu vezi ochii suferinței copiilor, să nu vezi bătrânii stând cu mâna întinsă și cerșind că asta este situația la ziua de azi. Pentru că te pune în gardă ce ne așteaptă pe noi mâine. Să vezi doar bunătate și sper ca frumosul și bunătatea și Bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi și să ne înconjoare cu toată aura sa și cu tot ce este plăcut. Bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă, doar faptele bune. Doina, eu îți mulțumesc pentru deschiderea ta. Am citit câteva pagini din Cartea Vieții voastre, din Cartea Vieții tale. Sper să urmeze multe, multe capitole frumoase. Am văzut în ochii tăi un om care iubește oamenii. Am văzut în povestea ta un îndemn la bunătate și la iubire, ceea despre care lumea care iubește cu adevărat nu strigă, nu țipă, dar o simte și o dăruie. Tu dărui asta, începând de la copiii tăi, nepoții tale și elevii tăi. Sper la noul post de muncă, director al grădiniței din satul Căpriana, să fie îndrăgită tot atât de mult de copiii care vor trece pragul acestei grădinițe. Și să ai și tu o mulțumire și liniște sufletească că ești omul potrivit la locul potrivit. Sper așa să fie și să mă bucur de orice clipă și toată lumea să trăiască într-o bună înțelegere, că asta este menirea noastră. Și tuturor pace și gânduri bune și mulțumesc tuturor care ne-au ajutat întotdeauna și ne-au sprijinit, pentru că întotdeauna am dat de oameni buni, pozitivi, care Doamne ne-au ajutat și care am realizat lucruri bune. Doamne și ajută. Mulțumim că am realizat această pagină și acest pas, care sper să fie un model pentru alții. Și în primul rând pentru copiii care vin și care ne urmează. Și să observe frumosul prin care noi am trecut și momentele care le-am trăit noi, clipele frumoase. Și să încerce să se bucure de fiecare clipă și fiecare moment frumos. Asta e viața. Aceasta este viața. Mulțumim. Dragii mei prieteni, vă îndemn să urmăriți în fiecare vineri seara la ora 20 emisiunea Istorii de Viață. Istorii de viață a celor pe care îi avem în preajmă. Cum o spunem noi, nu mai spun alții. Cum facem noi, realizăm aceste emisiuni, nu mai realizează nimeni. Noi încercăm să pătrundem și să răsfoim Cartea Vieții unui om pagină cu pagină. Sper că ne reușește. Ne reușește să vă aducem exemple frumoase de urmat. Sunt Maria Stoianov. Vă dau întâlnire vinerea viitoare, tot la aceeași oră. La revedere!